Noaptea cercetătorilor 2021. În această ediție a emisiunii Negustorul de Cuvinte cu Alexandru Neamțu, îl avem invitat pe Cristian Presură, fizician, inventator, autor și cercetător român. Acesta este cunoscut pentru bestsellerul Fizica Povestită, carte ce a fost scrisă pe parcursul a 10 ani. Este de asemenea cunoscut ca inventator al senzorului cu puls de la ceas și ca premiant al Radio România Cultural la categoria Știință pentru cel mai vizionat canal de YouTube dedicat fizicii. În continuare, vă las să aflați mai multe despre spațiu, timp și planete alături de Cristian Presură. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați acceptat invitația și mă bucur că pot să răspândesc acest virus al... O să fie acum puțin ciudat că zic virus în perioada asta, al fizicii, al cunoașterii și al, bineînțeles, al spațiului înconjurător. Pentru că sunt sigur că foarte mulți studenți vor și ei să cunoască la rândul lor câteva lucruri despre spațiu, despre tot felul de stele, astronauți, asteroizi, tot ce are legătură. Ce e mai mult sau mai puțin periculos. Da. Am să încep cu prima întrebare, care, da, din punctul meu de vedere, mi se pare interesantă, deoarece chiar nu știu dacă timpul poate fi modificat. Percepția timpului poate fi modificată la nivel fizic și la nivel psihologic. La nivel psihologic, sigur poate fi modificată, pentru că este așa cum spune Einstein. Când stai lângă o fată frumoasă o oră, ți se pare că au trecut 3 minute. Și când stai pe plita încinsă 3 minute, ți se pare că trece o oră. Deci la nivel psihologic percepția timpului se poate modifica și la nivel fizic. Pentru că tot Einstein ne învață că timpul este relativ. Dacă tu ai un frate geamăn și rămâi pe pământ, iar fratele tău geamăn merge pe undeva prin univers cu viteza luminii și se întoarce înapoi, vei observa că el a rămas mai tânăr decât tine. Asta pentru că și la nivel molecular, atomii simt timpul altfel, percep timpul altfel și se comportă altfel. Noi spunem că timpul se dilată atunci când ei merg cu viteze mai mari sau stau în câmpuri gravitaționale intense, cum este în apropierea găurilor negre. Da, foarte interesant. Și mai am un lucru, că știu că ați spus într-un videoclip unde răspundeați la întrebările abonaților că la sfârșitul Universului vor fi doar găuri negre. Nu e posibil ca acel Big Bang prin care noi am apărut, tot universul pe care noi îl cunoaștem, să fie de fapt explozia unei găuri negre? Ba da, sunt unii fizicieni care speculează treaba asta. Lee Smolin, de exemplu, speculează că în interiorul fiecărui găuri negre din universul nostru se naște un alt univers. Cu ocazia asta, uite, dacă tot e pe Facebook, am cărțile în sufragerie. Tocmai am cumpărat o carte a lui Lee Smolin, se numește The Unfinished Revolution of Albert Einstein. Și deci Lee Smolin speculează că în interiorul fiecărui găuri din universul nostru apar alte universuri. Deci acolo avea Big Bang-uri pentru alte universuri și în acele universuri iarăși ai găuri negre și apar din nou alte universuri. Și în felul ăsta avem o ipoteză, o formulare a multiversurilor. Deci da, este posibil în unele teorii. Acum, dacă este și așa, nu știu. Încă nu știm. Deci nici nu cred că o să știm vreodată. Rămâne de văzut. Ce știm astăzi este foarte puțin și, în orice caz, mult mai puțin decât ceea ce vom ști peste 1000 de ani sau peste 1 milion de ani. Mai am încă o întrebare. Dacă universul este o întâmplare sau ceva organizat? Măi, asta este greu de răspuns. Noi fizicienii descriem universul după ce a apărut la Big Bang. Deci noi știm cum a evoluat după Big Bang. Dar de ce a apărut la Big Bang? Dacă a fost o întâmplare sau nu, asta nu știm, că nu avem instrumentele. Ceea ce știm însă, că după univers, el se organizează. Pentru că avem galaxii, vedem cum galaxiile au stele, vedem că în jurul stelor se formează planete. Deci nu e totul așa amorf, cum poate ne-am fi așteptat, ci există organizare. Ei, partea cea mai interesantă este cum apare această organizare dintr-un Big Bang care în esență seamănă ca o explozie.
Atunci când dai o explozie, spui, băi, nene, lucrurile explodează, păi, se dărâmă totul. Și cum se poate ca după aceea să apară ceva organizat? Iar ca să răspundem la întrebarea asta, trebuie să înțelegem că, de fapt, Big Bang-ul nu este o explozie în sensul unei grenade, ci este o expansiune rapidă a spațiului. Și în momentul când spațiul se expansionează foarte rapid, atunci materia se răcește. Și încetul cu încetul, când materia se răcește, se organizează. Asta vedem noi iarna, când se face frig acasă și când ne uităm pe geam și vedem cum apare, geamul este înghețat. Și pe geam înghețat apar flori de gheață care sunt foarte frumoase. Ele, de fapt, sunt o organizare a materiei la temperaturi joase. Ori asta se întâmplă și cu Universul. La începutul Universului, temperatura era foarte, foarte ridicată. Odată cu expansiunea Universului, spațiului, Universul se răcește și apoi se organizează în structuri din ce în ce mai fine, așa cum se întâmplă și cu gheața. Deci, noi reușim să explicăm organizarea. Dar dacă la început a fost o întâmplare sau nu, asta nu știm. Și nici, sau din nou întreb, nici nu o să știm vreodată sau nu știm, cu pentru că într-o mie de ani s-ar putea să, cine știe, să, ca omenirea să știe acest lucru. Exact. Deci răspunsul va fi întotdeauna același. Ce știu eu ce o să gândească oamenii, nu peste o mie, peste un milion, peste un miliard de ani sau peste un trilion de ani, tu știi, pe la sfârșitul Universului, bar nu am ce o să descopere atunci ce o să gândească și cum o să fie. Exact. Apar tot felul de descoperiri și spun că există exoplanete ce pot susține viață, bineînțeles. Omul va putea ajunge la aceste planete într-o zi? Da, da, pentru că multe exoplanete sunt apropiate. Bine, când vorbim apropiate, vorbim în termen de ani lumină, 10 ani lumină, 100 de ani lumină. Deci dacă merge cu viteza luminii, am ajunge acolo într-o 100 de ani. E, dacă merge cu viteza rachetelor obișnuite, ajungem acolo în, știu și eu, sute de mii de ani sau milioane de ani chiar. Dar presupunând că am avea o tehnologie în care cumva ceva să mergem cu o viteză apropiată de viteza luminii, atunci am ajunge acolo în câteva sute de ani. Deci poveștile pe care le vedem în Star Trek nu sunt chiar așa de îndepărtate și așa de science fiction dacă am avea tehnologia respectivă. Deci tu m-ai întrebat dacă am putea să ajungem acolo într-un viitor apropiat. Deci eu cred că vom putea ajunge acolo, vom putea trimite sonde către exoplanetele apropiate de noi în viitorul apropiat, însemnă nu 50 de ani, nu în timpul vieții noastre. Vorbim de sute de ani sau poate chiar mai mult. Dar atenție, nu înseamnă că pe acele exoplanete vom găsi viață, nu vorbesc de viață inteligentă. Pentru că foarte multe exoplanete probabil sunt seci de viață. Nu există pe ele nici măcar viață primitivă. Ca să descoperim o viață sub o formă primitivă, probabil că trebuie să mergem la exoplanete care sunt la 10.000 de ani lumină depărtare în galaxia noastră, dacă nu cumva exoplanete din alte galaxii, care e cu totul o altă dimensiune. Atunci vorbim de un timp mult mai îndelungat. Și când a venit vorba că ați spus că mergem cu o viteză foarte mare, știți că în filme, când vedem că îi transportă pe acei astronauți sau acei oameni, îi criogenizează, dacă nu mă înșel. Se poate chestia asta? Da, se poate. Criogenia, deci ideea este să aduci corpul la o temperatură foarte scăzută și să scazi funcțiile vitale ale omului. Așa cum se întâmplă cu ursul care hibernează. Da? El hibernează, nu e criogenizat, dar el hibernează la o temperatură scăzută și stă iarna acolo și își reduce toate funcțiile vitale. Citisem la un moment dat de un articol al unor cercetători care au încercat să facă treaba asta cu un câine. Și anume, să îl aducă la o temperatură foarte, foarte, foarte joasă și să-i oprească bătăile inimii, pentru că apoi, peste 20 de minute sau peste câteva 10 de minute, să-i readucă inima în funcțiune și să-l aducă din nou la viață. Și ei reușiseră treaba respectivă. Deci, dacă mă întreb pe mine, este posibil cu omul? Nu știu dacă este posibil, pentru că omul mai are ceva în plus, și anume conștiința. Deci, tu ar trebui să aduci totul la viață, nu numai organismul, plămânii, inima,
ci chiar funcțiile conștiente ale corpului, memoriile care erau, pentru că dacă îl criogenizezi și se întâmplă ceva cu memoriile lui și le aduci la viață și omul uită matematică, ce faci? O iei de la capăt, trebuie iar să facă lecțiile de clasa 1, clasa 2, să învățăm să numărăm. Atunci îi punem niște cărți acolo lângă. Exact, îi facem lecții cum sunt acum pe Zoom, da. După ce se... facem o lecție online cu el pe Zoom după ce ajunge acolo pe o planetă îndepărtată să-l învățăm din nou să numere. Că ați spus de conștiință, următoarea mea întrebare, culmea, se potrivește cu subiectul ăsta, dacă putem să ne încărcăm conștiința pe calculator. E o întrebare foarte dificilă. Eu cred că nu este atât de imposibil pe cât ar părea. Și de ce cred lucrul ăsta? Pentru că există o asemănare între anumite proprietăți cuantice și anumite proprietăți ale conștiinței. Conștiința este subiectivă și ea nu poate să fie cunoscută precis. Deci tu nu poți să simți cu adevărat ce simt eu. Deci este o chestie private, spun englezii, a mea. Stările cuantice iarăși au această proprietate. De exemplu, în stările cuantice, dacă vrei să teleportezi o stare cuantică dintr-o parte în alta, o poți face cu două condiții. Prima condiție este să distrugi starea cuantică de pe obiectul inițial și a doua condiție este să nu cunoști starea cuantică, să n-ai niciun fel de idee. Bineînțeles, este o speculație uriașă între a aduce împreună conștiința și mecanica cuantică. Sunt unii care o fac, sunt fizicieni. Roger Penrose, de exemplu, care a primit premiul Nobel anul acesta, face astfel de speculații ca fiind legături între mecanică cuantică și conștiință. Eu n-aș vrea să le fac pentru că s-ar putea ca să n-aibă deloc de a face unul cu celălalt. Dar nu aș vrea nici ca să neg această posibilitate că odată pe viitor conștiința n-ar putea să fie pusă pe un computer, pentru că încă o dată nu știm precis ce este conștiința și nu văd ceva deocamdată prin care să spun, domnule, am descoperit ceva în conștiință și mă sigur nu poate să fie pusă pe calculator. Deci din cauza asta eu las o portiță ghesită, chiar dacă nu știu dacă se poate face sau cum se va putea face. Și dacă să zicem că s-ar putea face, dacă o punem pe calculator, zicem că corpul nostru mai rezistă, vreau să o țin 20 de ani pe calculator, pot să o mai întorc înapoi în corp? Păi depinde ce tehnologie folosești. Pentru că dacă folosești o tehnologie clasică, tu nu vei face de fapt decât să copiezi, să creezi o clonă a conștiinței din trup pe calculator. Pentru că asta face mecanica clasică, ea copiază lucruri. Și atunci te vei întreba dacă tu cel de pe calculator ești același cu cel de pe trup sau dacă nu cumva ești un frate geamen în timp ce celălalt doarme. Adică îți vei pune cu adevărat această întrebare. Pe de altă parte, dacă folosești o tehnologie cuantică, așa cum am spus, când faci acel transfer cuantic, în mod intrinsec, datorită legilor naturii fizice, tu, mă sigur, distrugi obiectul original. Și atunci tu ajungi în calculator. Ei, atunci ai putea să faci și transferul invers, bineînțeles, distrugând ce este pe calculator și ajungând la loc în corp. Acum vreau să vă întreb, mergem spre altă nișă, tot la găurile negre, de fapt ne întoarcem. Dacă vreau eu în momentul de față, mă hotăresc eu așa să mă duc într-o gaură neagră. Ajung undeva? Ajung singur undeva. Întotdeauna când te duci, ajungi undeva. Întrebarea este dacă ajungi unde vrei tu, dacă îți place acolo și dacă te simți bine. Cu siguranță majoritatea au văzut filmul Interstellar și probabil de aici mulți își pun întrebarea asta. Exact. Nu, în primul rând trebuie să știm că găurile negre sunt de fapt un spațiu gol, imens, în care există în centru o singularitate care conține masa fie a câtorva sori, fie a milioane de sori. Da? Marginea. Deci această sferă imaginară de spațiu gol are o margine pe care o numim orizontul găurii negre. Ea este o margine imaginară, pentru că știm că dacă am trecut de acea margine imaginară, nu ne mai putem toarce înapoi. Dar dacă am trecut de acea margine imaginară, tot va fi spațiu gol, până ajungi la acea singularitate care e mai mică decât o gămălie de ac și acolo vei avea eventual probleme. Te invit ca să urmărești câteva videouri de pe canalul meu de YouTube care discută această problemă.
Și acolo vei vedea că există o diferență crucială între două tipuri de găuri negre. Găuri negre stelare, care conțin în acea singularitate doar masa a câtorva sori, și găurile negre supermasive, care conțin în acea singularitate masa milioane de sori. Din cauza asta, găurile negre supermasive au și un orizont mai mare. Deci ele sunt mai mari. Ei, dacă intri în găurile negre stelare, vei avea o problemă la tranziția de la orizont. Adică în momentul respectiv, corpul tău va ceda. Dacă însă intri într-o gaură neagră supermasivă, așa cum e de exemplu Gargantua din Interstellar, tu nici nu vei simți că ai trecut de orizontul găurii negre. Deci tu în momentul respectiv poți spune că ești deja în interiorul găurii negre, te apropii de singularitate, corpul tău însă nu simte mare lucru, chiar dacă tu niciodată nu vei putea să te întorci înapoi. Asta este foarte interesant. Ei, pe măsură ce te apropii de singularitate, pentru că ești atras de singularitate, lucrurile încep să se complice din ce în ce mai mult. Vei începe să fii alungit. Vei alungi de partea cu care te apropii de singularitate. Iar în momentul când te vei apropia și mai mult de singularitate, vei simți niște fluctuații în alungirea asta. Adică vei fi când alungit, când scurtat, după aia când alungit în cealaltă direcție, când scurtat. Vei fi un fel de acordeon, înțelegi? Da. Și la un moment dat, când te apropii foarte aproape de singularitate, corpul tău nu va mai rezista acestor fluctuații și atunci, într-adevăr, trebuie cumva să scrii tot ce ai descris, toate poeziile pe care le-ai scris, tot ce vrei să spui tu, pentru că mă tem să cam apropie sfârșitul. Da. Încă o întrebare despre noi. Dacă suntem praf de stele? Da, suntem praf de stele. Tehnic vorbind, suntem. Pentru că știi ce se întâmplă? Imediat după Big Bang, primii atomii care au fost formați la Big Bang au fost atomii de hidrogen, și puțin heliu și puțin alți atomi ușor. Atomii pe care i-ai tu în tine, de fier, pentru că ai atomii fier, nu? Mănânci pana. Da. Atomii de oxigen pe care îi respiri, atomii de azot, ca să nu mai zic de atomii de calciu, care sunt foarte buni pentru sănătatea ta, ai nevoie de oase, de ei în oase, ei nu au fost formați la Big Bang. Ei nu au fost formați. Ei au fost formați mult mai târziu printr-un proces care presupune formarea de stele și explozia lor sub formă de supernove. Adică, la început, imediat după Big Bang, atomii de hidrogen care erau s-au adunat și au format niște stele, primele stele. Iar apoi, în interiorul, în centrul lor, acele stele au început să fuzioneze și să creeze atomi din ce în ce în ce mai grei. Atom de oxigen, atom de hidrogen, atom de oxigen, atom de carbon, până la atomii de fier. În momentul respectiv, stelele au explodat, au împrăștiat acei atomi grei, iar atomii mai grei decât fierul au fost formați după aceea în aceste rămășițe de explozii și în alte mecanisme stelare. Deci, cu siguranță, atomii de calciu pe care i-ai inhalat tu atunci când ți-ai băut laptele de dimineață și care acum sunt în tine, ei provin din explozia unor stele de la începutul Universului. Deci înseamnă că noi suntem una cu Universul. Noi suntem, poți să spui una cu Universul și așa cum ai spus tu la început, suntem în mare măsură praf de stele, pentru că atomii din noi, mare parte, oxigenul, să nu uităm cât de mult oxigen avem în noi, a fost format în furnalul unor stele care a explodat și pe care nu le mai vedem pe cer. Am citit foarte multe articole despre planeta Marte. Acum în toată lumea încearcă următorul plan al oamenilor, văd că îi se meargă spre Marte. Am citit undeva că noi am venit pe Pământ de pe planeta Marte. E adevărat că a existat viață pe Marte? Măi, unu, eu nu cred că am venit de pe Marte, deși există o șansă foarte, foarte mică, da? De fapt, hai să spunem așa, există o șansă mai mare ca să fi existat viață pe Marte, pentru că noi pe Marte vedem urme de râuri. Și atunci foarte mulți astronomi cred că, cu adevărat, pe Marte a existat apă. Și dacă a existat apă, au existat nori, a existat atmosfera, a existat ploi, a existat râuri. Deci în primul miliard de ani, după formarea planetei Marte, planeta Marte, spun ei, nu ar fi fost chiar atât de diferită de planeta Pământ.
Ei, apa respectivă a dispărut din niște alte mecanisme pe care nu le mai discutăm acum. Ei, dar dacă a existat apa atunci, spun ei, ar fi putut să existe viață. Și asta încearcă să descopere roverele care acum circulă pe suprafața lui Marte, încearcă să găsească urme de viață. Chiar dacă viața a dispărut, da? Urme de viață de acum 4 miliarde de ani sau 3, ceva miliarde de ani. Dacă găsesc, atunci i-ar confirma faptul că atunci a existat viață. Ei, și în această posibilitate mică mai există o posibilitate și mai mică ca primele microorganisme să fi plecat de pe Marte și să fi ajuns pe Pământ și atunci, într-adevăr, să fi fost primele microorganisme care pe Pământ au început să ducă viața mai departe atunci când ea a dispărut pe Marte. Dacă mă întreb pe mine, mie mi se pare că posibilitatea asta este foarte, foarte mică, numai că, atenție, sunt om de știință, deci nu pot să neg numai pe baza unei credințe ceea ce, mă rog, am părerea mea. Adevărul este că avem nevoie de date științifice și la ora actuală nu avem date științifice suficient de clare ca să lămurim problema asta. Dar să zicem că plecăm mâine, pe Marte. Da. Luăm o echipă de oameni, luăm cele mai importante lucruri de pe Pământ și ne stabilim acolo. Putem să ne creăm un loc unde să supraviețuim? Răspunsul este da. Dar tu trebuie să iei două lucruri cu tine și asta să nu uiți oriunde te duci. Lucruri ca să supraviețuiești și lucruri de la tine, de la Suceava, care te fac fericit, care te ajută să trăiești bine acolo. Da? Deci omul, ca să se ducă pe Marte, în primul rând trebuie să supraviețuiască. Ori, ca să supraviețuiască acolo, el în primul rând trebuie să se protejeze de radiațiile cosmice. Pentru că Marte nu are nici atmosferă, nu are nici câmp magnetic. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să protejezi de radiațiile cosmice. Apoi ai nevoie să respiri. Ei, la început poți să respiri cu tuburi, cu ce vrei tu acolo. Să-ți creezi oxigen. Mai târziu, dacă vrei să terraformezi Martele și să-i dai o atmosferă artificială, lucru care nu este atât de SF pe cât poate pare la prima vedere, dacă reușești lucrul respectiv, atunci poți să respiri în mod natural pe planeta Marte. Gravitația este aproximativ aceeași. După care, bineînțeles că trebuie să spui lucrurile de mâncat care îți plac ție la Suceava, deci dacă vrei cartofi de la Suceava, dacă vrei porumb de la Suceava, ți le iei cu tine, le duci acolo, da? Și dacă vii și cu lucrurile care te fac pe tine om, adică cu istoria ta, cu cultura ta și cu tot ce ai tu, eu cred că te poți simți foarte bine pe Marte și poți să continui să trăiești acolo. Încă o întrebare, dar asta nu mai e legată de planete, dacă poate exista spațiu fără timp? Ei, vezi, asta e o întrebare extrem, extrem de dificilă, că se pune problema în felul următor. Ai nevoie de spațiu, timp și materie? Știi? Pentru că, atenție, dacă nu există materie, cum măsori tu că ai spațiu și timp? Deci ai nevoie de materie să măsori spațiu și timp, da? Dacă nu există spațiu, unde pui tu materia? Pentru că degeaba ai timp, da? Și ai materie, dar unde pui materia, ai nevoie de spațiu. Dar, ca să-ți răspund direct la întrebarea ta, dacă ai spațiu și ai materie, dar nu ai timp, când pui materia respectivă în spațiu? Înțelegi? Deci nu se exclud una pe alta. Deci atunci, cumva, ai nevoie de toate. Acum însă, în teoria relativității, există spațiu-timpuri, pentru că în teoria relativității spațiu și timpul formează un tot. Asta este ceea ce ne spune Einstein, dar există forme de spațiu-timp care nu au nevoie de materie. Ele se numesc spațiu-timpurile de Sitter. Cred că de Sitter, nu anti-de Sitter. Ar trebui să verific. Dar există spațiu-timpuri care nu au materie. Dar, ca să-ți răspund la întrebarea ta, deci dacă ai spațiu, cred cel mai probabil că ai nevoie și de timp sau oricum ceea ce va fi acolo vei interpreta sub formă de timp. Noi în momentul de față putem exista în același timp altundeva? Noi nu, pentru că suntem ființe macroscopice. Dacă am vorbit, de exemplu, de un electron care este un obiect microscopic și se supune legilor cuantice, atenție, un electron poate exista în același timp altundeva. Pentru că un electron are această proprietate cuantică foarte specială care se numește superpoziție cuantică.
el poate fi în două locuri simultan. Condiția este ca tu să nu te uiți unde este el. Pentru că dacă te uiți unde este el, îi provoci un colaps cuantic, electronul va alege dintre cele două poziții sau mai multe poziții și îl vei vedea doar într-un singur loc. Din cauza asta, dacă tu ai încercat să te pui pe tine în două locuri simultan, tu ar trebui să faci lucrul respectiv bine. Ar fi un experiment care ar intra în istorie și Alexandru, te-aș felicita, ai primit premiul Nobel, bineînțeles. Dar dacă ai încercat lucrul respectiv, tu ar trebui să faci două lucruri. Primul este să închizi ochii, să nu te uiți la tine, pentru că altfel ai provoca colapsul tău, fiind în două lucruri simultane, te-ai uita unde ești și automat ai provoca colapsul, dar tare mă tem că ar trebui cumva chiar să fii inconștient, pentru că orice acțiune de conștiință din partea ta ar putea provoca colapsul cuantic. Pentru că, încă o dată, tu ești o ființă macroscopică și ești, din punctul de vedere al mecanicii cuantice, ești un observator. Ești un observator. Particula aia cuantică nu este observator, dar tu ești un observator și atunci ai putea să-ți provoci propriul tău colaps. Dar bineînțeles că astea sunt chestii de fizică foarte avansată, să spunem de filozofia fizicii și, simplu spus, iarăși, la ora actuală, nimeni nu știe răspunsul, pentru că nimeni nu a reușit încă să găsească o teorie a mecanicii cuantice care aduce într-un mod consistent atât fizica microscopică cât și fizica macroscopică. De asta am cumpărat cartea lui Lee Smolin pe care îl pomeneam, pentru că el încearcă să răspundă la întrebările astea. E adevărat că în mintea noastră este un fel de univers, în mintea fiecăruia dintre noi. În mod sigur, la nivelul filozofic și nivelul poetic, da, în mintea fiecăruia este un univers. Întrebarea este dacă acel univers are și un sens fizic. Adică, este acel univers din mintea ta doar colecția aceea de atomi pe care tu îi ordonezi și din care extragi niște povești? Sau are el un sens adevărat, în sensul că este cumva un alt univers într-un univers paralel? Nu. Dacă mă întreb pe mine, în mod sigur, 90 sau peste 90% din gândurile tale fac parte din universul ăsta. Pentru că folosesc atomii din universul ăsta, folosesc atomii din creierul tău și fără ca tu să fii conștient, se referă la corpul tău, la lumea înconjurătoare. Tu nu ești conștient acum, însă tu acum ai niște neuroni, în creierul tău care sunt preocupați să ajusteze bătăile inimii, dând comenzi corpului tău pentru ca corpul tău să funcționeze în mod normal. Neuronii respectiv care preiau informații din mediul înconjurător și trimis semnale la alte sisteme neuronale care până la urmă decid bătăile inimii. Tu nu ești conștient de treaba asta. Dar neuronii ăia își fac treaba respectivă. Ei, neuronii respectiv îi asociem cu lumea asta. Mai am o întrebare, ultima întrebare, care este una subiectivă, nu are legătură cu știință, spațiu sau planete. Întrebarea pe care o pun fiecărui invitat: ce este fericirea? Ce este fericirea? Cred că fericirea este un termen pentru tineri, pentru că tinerii visează la fericire și caută fericirea ca pe ceva bibelou de porțelan, cum se spunea odată. Cred că atunci când înaintezi în vârstă, nu cauți neapărat fericirea, cât cauți bucuria, cât cauți mulțumirea, cât cauți liniștea. Pentru că acel concept de fericire al tinereții, care încapsulează absolut totul. Pentru că e fericirea momentului, fericirea aia când ești îndrăgostit cu adevărat de o fată și spui: mamă, ce fericit sunt, ce bucuros sunt că exist, înțelegi? După o anumită vârstă, acea fericire se împarte în ramurile ei pe care începi să le privești separat, pe care le numești mulțumire, pe care le numești bucurie, pe care le numești împlinire, și poate că, da, de ce nu, poate că mai ai momente și mai târziu de fericire în care reușești să le îmbini. Dar a zice că da, deci din punctul ăsta de vedere, fericirea este a reuși să îmbini toate lucrurile astea într-unul singur, în același moment de spațiu, că vorbeam despre asta, și la același moment de timp.
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri, mulțumim tuturor ascultătorilor, iar noi ne întâlnim în continuare la Radio USV. La revedere! Cercetătorilor 2021.